Centrul Râmnicului va fi din nou animat la sfârșit de săptămână, mai precis sâmbătă, între orele 10-12, când va avea loc un eveniment ce tinde să devine tradiție în municipiu. Este vorba de un eveniment care a devenit tradiție pentru Râmnic în această perioadă a anului. Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului și Inspectoratul Școlar Vâlcea, derulează în această perioadă, 16-22 septembrie, o nouă ediție a Săptămânii Europene a Mobilității, ce va culmina în weekend, cum spuneați, cu evenimentul Ziua fără mașină, sâmbătă 21 septembrie, mai precis, între orele 10 și 12, pe calea lui Traian, segmentul cuprins între Colegiul Național Alexandru Lahovar și Prefectura Vâlcea. În intervalul menționat, râmnicenii sunt invitați la promenadă și la o plimbare cu bicicleta pe principala arteră de circulație a orașului, în semn de susținere a creșterii gradului de utilizare a mijloacelor de transport nepoluante și implicit a reducerii poluării. La eveniment și-au anunțat deja participarea câteva sute de elevi de la mai multe unități școlare din municipiu, care vor fi antrenați în întrecerea de biciclete, role și trotinete, fiind răsplătiți cu dulciuri și diplome. Ca la fiecare manifestare de acest gen, traficul va fi restricționat în zonă. Pentru organizarea acestui eveniment, traficul rutier pe calea lui Traian, între intersecțiile cu Bulevardul Nicolae Bălcescu și Bulevardul Tudor Vladimirescu, va fi restricționat complet sâmbătă, 21.09.2019, între orele 9.30-12.30, rutele ocolitoare fiind strada Carol I și strada General Magheru. Locuitorii și agenții economici din zona afectată sunt rugați să conformeze acestor restricții temporare de circulație și să respecte indicațiile agenților de poliție rutieră. Organizat anual de către Comisia Europeană, Săptămâna Europeană a Mobilității este un eveniment care promovează deplasarea cetățenilor cu mijloace de transport sustenabile, mersul pe jos, mersul cu bicicleta, cu mijloacele de transport în comun, în vederea reducerii poluării din orașe. În cadrul campaniei se desfășoară și Ziua fără mașină, când rezidenții orașelor sunt invitați să se alăture pentru o zi invitației reprezentanților locali de a se deplasa pe jos și de a renunța la autoturismul personal.